Vaccinarea cu a treia doză ar putea începe chiar de săptămâna următoare și se va face cu serurile Pfizer și Moderna. Prioritate la vaccinare vor avea medicii, profesorii, pacienții cu boli cronice și cei cu imunitatea scăzută. Ministrul interimar al sănătății susține introducerea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19. Acesta a spus că procesul de imunizare va începe din această toamnă și vizează în special pe lucrătorii din sistemul medical și pe românii cu boli cronice. De asemenea, oricine dorește să-și facă a treia doză de vaccin va putea face acest lucru. Mulți mehedințeni susțin că nu au de gând să le facă nici pe primele două. Faptele au dovedit că vaccinul nu este bun. M-am întâlnit cu un coleg, a făcut ambele doze și n-au avut niciun efect. Bă, nu sunt de acord. N-am făcut niciunul și nu sunt de acord. Mă protejez, mă... Vă este teamă să faceți vaccinul? Mi-e teamă. Eu una nici nu m-am vaccinat și nici nu mă vaccinez. Ce cauză? Nu suntem siguri ce urmează după vaccin. Nu vedeți? Oameni buni, bun sănătos, s-au vaccinat și la două zile au murit. În acest moment, în România, este în curs de optimizare platforma de programare pentru cea de-a treia doză.